Fructele și legumele congelate sunt fără niciun dubiu alimente sănătoase. Pot fi de multe ori comparabile cu cele proaspete sau uneori chiar superioare nutrițional. Important este cum au fost congelate. Pentru mulți dintre cei care au o viață aglomerată și agitată, congelatorul poate fi un salvator când vine vorba de pregătirea mâncării și de a pune cina pe masă. Dintre toate metodele de conservare, congelarea este cea mai preferabilă. Vorbim despre un proces termic de conservare a alimentelor prin care apa și alte lichide din conținutul lor se cristalizează. Acest proces duce la creșterea volumului alimentului congelat. Băgăm și urzici la congelator, da, și spanac, ca să avem pentru perioada când nu se mai găsește pe piață, când nu mai avem nici în grădină. Și ardei gras îl tocăm și îl punem pentru ciorbe. Da, mai băgăm și morcovraș, că sunt foarte buni de la noi din grădină. Ce folositoare la mâncăruri. Sunt. Ne ajută la mâncare. Atunci când trebuie să gătim ceva, le scoatem repede și le folosim, le consumăm. Le am proaspete, nu le bag la congelator. Noi doar ce producem aia consumăm. Nu prea cumpăr. În general, rădăcinile le oprim de toamna, le îngropăm în nisip și vindem și iarna inclusiv și noi le luăm direct din nisip de acolo. Noi nu băgăm la congelator. Dar cei de la oraș probabil așa își conservă. Altfel nu au cum. Totodată, congelarea obișnuită nu garantează eliminarea completă a unor posibile încărcături bacteriene, motiv pentru care, la scară industrială, congelarea este precedată de un procedeu numit blanșare. Acesta înseamnă că elementul este supus unui tratament termic rapid, de regulă trecut prin apă la temperatura de fierbere pentru foarte scurt timp,